Infractorii condamnați la maximum 5 ani de închisoare vor putea sta acasă. Senatorii au decis că judecătorul de supraveghere a privării de libertate poate dispune executarea detenției la domiciliu fără sistem electronic de supraveghere în cazul în care persoana condamnată nu are rapoarte de abateri disciplinare și nici o pedeapsă care nu depășește 5 ani. Senatorii au mai decis ca infractorii condamnați la închisoare de până la 18 luni vor executa pedeapsa la domiciliu, prelungind cu 6 luni termenul existent în prezent. Curtea Constituțională s-a mai pronunțat la sesizarea PNL și USR pe această măsură de executare la domiciliu a pedepselor privative de libertate și a declarat legea neconstituțională. Senatul a fost prima cameră sesizată pentru modificarea legii privind executarea pedepselor 254 din 2013.